Stimați participanți, vă mulțumesc din toată inima pentru această seară. Nu sunt la prima expoziție, sunt la a n-a expoziție. Ce a uitat criticul meu de artă să spună? Că eu am făcut în paralel cu Politehnica, am făcut 4 ani de studiu de pictură intensă cu marele pictor Marius Bunescu, iubitor al Constanței. Apoi am făcut pictură ca inginer, după ce am terminat facultatea, cu Corneliu Baba. Chiar vorbeam cu domnul profesor, care l-a cunoscut. Era oltean din Craiova. Nu, din Caracal. Din Caracal. Atunci și eu sunt în Caracal, ca din să știți. Caracal eu era. n-am vrut să spun. Marius Bunescu, deci marele director al muzeului Simu din București, care nu mai există, și al muzeului Repere, cum se numea, că l-am apucat eu din 64, era din Caracal, într-adevăr, dar și-a iubit foarte mult concetățenii orașului. Am fost propus de fostul director pentru a intra în custodia lui. Faptul că el m-a trecut prin toate etapele picturii, inclusiv pictura murală, pictura religioasă, da? Ce să mai vă spun? Acum să revin, că să nu mă lungesc prea mult, că nu e bine să vorbesc prea mult, că iar nu-mi place, despre actuala expoziție. Actuala expoziție este o expoziție deosebită pentru mine, este o expoziție nu care trebuie luată, ca orice expoziție expui și pleci cu tablourile, este o expoziție donație. Este o expoziție donație pentru acest lăcaș sfânt pe care îl consider. Referitor la ce m-a inspirat foarte mult, astăzi fiind și ziua martirilor brâncoveni, eu am mers foarte mult la biserica lor, al brâncovenilor, în localitatea Brâncoveni din județul Romanați. Chiar vedeți acolo tabloul, acolo este biserica înființată de mama lui Brâncoveanu, apoi de întreaga lor familie mergeau și se închinau. Astăzi este o mănăstire a maicilor care, cum să vă spun, se implică foarte mult în cultul brâncovenilor, în cultul brâncovenilor. Revenim la martiriul sfinților brâncoveni. Vreau să vă spun că următorii oameni care au fost sfinți după mine au fost luptătorii din primul război mondial și, bineînțeles, din al doilea. Am fost impresionat să pot lucra aceste două figuri, embleme ale poporului și eu îi consider chiar sfinți. E vorba de bunicul patronului curții brâncovenești, Ioan, și soția dânsului, Floarea. Ce m-a impresionat la dânsii, fiindcă eu când execut un portret, eu până nu intru în legătură cu omul, nu mă las, chiar dacă nu mai există. Eu am marea tărie de a vorbi cu cei care nu mai există și chiar îmi spun efectiv când pun pensul la mână, cum să merg, cum să le fac figura și așa mai departe. Deci este un lucru deosebit. Este un lucru deosebit. Deosebit a fost un lucru că eu am pus până pe decorația dată de regină, care o vedeți la mijloc, așa, virtutea militară. Baretele sunt făcute de mine, fiindcă erau pierdute baretele. Apoi, ce vreau să vă spun, figura dânsului este o figură de un om târs, este un om care a știut ce vrea, este un luptător, este un iubitor al familiei, este un trăitor al acelor vremuri și faptul că dânsul a avut puterea prin vașnica dânsului curaj, prin vașnicul lui curaj, să meargă la regele Ferdinand să preia o donație de bani pentru înființarea bisericii. Așa? A fost un lucru deosebit. Biserica o vedem în centru,
Iar apoi putem vedea în dreapta soția dânsului, care tot așa a fost ultimul tablou făcute după acele mici tablouașe ale vremii respective, așa cum erau la vremurile acelea. Iar dânsa, ce m-a impresionat este chipul femeii române adevărate, care știe să-și crească copiii în spiritul, în spiritul de eroism pentru acest popor, în spiritul religios, în spiritul credinței, pentru a fi mai departe copii devotați pentru această țară. Avem în fața noastră pe patronul curții Brâncovenești, care este un exemplu urmaș al acestor oameni. Vă mulțumesc și nu vreau să vă rețin, o să vorbească pe mai departe foarte mult domnul profesor. Eu vă mulțumesc!